ha. Sau se zice ceva sau nu se zice când e Halloween. Nu se zice bună dimineața, vă salut, v-ați feriat? Nu v-ați feriat. Și a zis, bă, dar e sâmbătă, cum să apară bandea? Totuși m-am gândit că e cazul, fiind 31 octombrie, să facem o scurtă retrospectivă a lunii pe care am petrecut-o împreună aici pe canal. V-am mulțumit de cafele, vă mulțumesc și acum. Deci, ca urmare, am zis că totuși, dacă astăzi e o zi horror, să ne aducem aminte că și noi am avut totuși o lună horror. Nu a fost cea mai bună lună pe care am petrecut-o, dar uite așa, povestind împreună, discutând problemele, până la urmă am scos-o la capăt. A fost luna Brumărel, intrăm în luna Brumar. O să vedem noi la facturi, asta mai încolo. Ce s-a mai întâmplat în octombrie? Am avut alegerile locale. Am avut alegerile locale cu marea premieră. Doamna Firea a plecat de la capitală, iar Fritz a venit primar la Timișoara. Eu zic că e de bine. Adică se mai primenește un pic politica și o mai vedea noi ce se face la alegerile parlamentare. Cine cu cine, cine iese, cine stă, cine nu pleacă. Cafeluța e aici. O bem, cum să nu. Da. Am străbătut record după record. Record după record a fost luna asta. Mulțumesc celor care știu ei au dat cafeluța asta bună. Record după record cu infectările. A fost prea bine, cât am putut ne-am păzit noi, dar vedeți că fără mască nu se poate, mai nou. Analizele au ajuns să se facă în curtea spitalelor, nici asta nu e un lucru prea bun. Asta a fost până acum, din punct de vedere social, în luna octombrie. Dar intrăm în publicitate. Ne vedem peste 2 minute și 17 secunde cu retrospectiva lunii octombrie. Stați aici! Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am găsit la un nou spectacol cu Nicu Bendea! Dar unde să ne mai revedem la spectacolele astea? Că afară nu se mai poate, a dat toamna, nu se mai fac spectacole la terase. Înăuntru nu ne mai lasă, că așa sunt regulile. Dar internetul vine în ajutorul nostru. Ai o petrecere de familie, vrei să-i faci cuiva o surpriză de ziua lui? Pac! Ai intrat pe Zoom, ai intrat pe WebEx, ai intrat pe Google Meet sau pe orice formă de comunicare interumană și Nicu Bendea e în casa ta și îți face stand-up comedy la cerere, la plăcere și la dorință. Tu ai microfonul deschis, poți să intervii, ai în față o bericică, ai în față un pahar de vodcuță sau poate îți place să bei chiar și un vin. Nu contează. Nicu Bendea este în fața ta și răspunde la întrebările tale, la gândurile tale, la nedumeririle tale. Putem face în mediul ăsta virtual, aplicând niște principii online, putem să facem un spectacol cât mai interactiv. Și nici nu trebuie să mă deplasez în orașul vostru, nici voi nu trebuie să veniți în Cluj-Napoca. Așadar, folosim platformele astea sociale de interacțiune, iar Nicu Bendea vine și vă bine dispune. Nu credeți? Uitați-vă în exemplu următor. Eu vin dintr-o zonă contaminată. Eu stau cu soacră mea. Aveți soacre? Mm-hmm. Aș închis. S-o lua soacra casca. Avem soacre sau... Sunt socrela. Avem socre, avem. Să ne trăiască așa cum măselea cu banucă. Hai să întreb dacă am voie să spun. Ha! Gluma serii, bravo! De unde vine? De la? E ok. Să-ți trăiască soacra, să o pup din partea mea. E extraordinară. Acum are o boală să meargă pe la magazinele astea mari să-și ia temperatura. Băi, de groază. Bă. Dacă aveți întrebări, dacă aveți nelămuriri, dacă aveți, scrieți și pe forum. Nu. Eu aici sunt, vă mai ascult, vă ascult plângerile. Am revenit din publicitate. Ce s-a mai întâmplat în octombrie? Naționala noastră a luat 3 bătăi, naționala de fotbal 3 bătăi de la Vikingi plus una bonus de la austrieci. Părerile din fotbal n-au întârziat să apare. Doamne, ăștia n-au sânge în instalație, doamne, ăștia nu joacă mai nimic. Mirele 2 a reproșat domnului Mitică Dragomir. Doriți să-mi vedeți instalația? Emericienii a spus că echipa, jucătorii, sunt în creștere de formă. Antrenorul, din păcate, nu face față acestor ingerințe de a juca în competițiile europene și, nu-i așa, mondiale.
Pe undeva are dreptate Neaimi, că el știe mai bine că a antrenat atâta timp atâtea echipe și cu multe, multe rezultate. Deci la fotbal am fost ciuca bătăilor, să nu zic ciucaș. Bătaie și între dive. Bianca Drăgușanu s-a luat de, nu știu de ce, de Carmen de la Sălcioa. S-au certat între ele, au ținut prima pagina ziarelor de... Așa își mai vând și ele câte un produs, respectiv Bianca își mai vinde câte o rochie, iar Carmen de la Sălcioa mai lansează câte un hit care o propulsează direct în trending. Hiturile noastre au fost în fiecare dimineață de luni până vineri de la ora 10. Aici le-am ascultat, mulțumesc pentru faptul că ați comentat, pentru faptul că ați intrat în joc și am dus povestea mai departe. Mulțumesc și celor care au dat o cafea pe site-ul buymeacoffee.com/NicuBendea, că reclama sufletul comerțului. Nu credeți? În minutul următor vă arăt o recomandare pentru reclame. În minutul următor, așadar, să fim atenți, să vedem ce se întâmplă atunci când ardelenii intră în reclame. Fiți cu ochii mari și cu urechile ciulite. Ne vedem peste un minut, tot aici, că nu plec. Că încă e numai 31 de horror octombrie. Nu cam să vei neagază, când vrei să faci o reclamă haioasă, ce faci? Bași ardeleni în reclamă. Fate ardealul. Nu? Cum e reclama aia? Pusa e fica, pus. Pusa e slană, pus. Da, pifăi noșac, tu l-ai lău, mi-am uitat. Nu ne se întâmplă așa, dragi bărbați, când suntem cu femeia în față. Da, tu ai limitat. Excitată, excitat. A avut orgasm. Făinoșacul fută-l Dumnezeu, unde? Vrei să faci? Și uite că și noi ne dăm singur cu Tesla în portocale. Reclama la Banca Transilvania. Trebuie să fie o reclamă serioasă. Ce imagine are? Un gras de 120 de kg cu rochiță, baghetă și coroniță. Cum să-ți depui banii la banca aia? Te duci, bași 10.000 de lei, și peste o lună mergi și la el în birou la zânt, numai ambalaje de Snickers. Unde mi-s banii? Eu îți dau un Snickers, dau un Snickers. Nu ești tu când ți-e foame. Buhuhu din nou, buhuhu din nou. Parcă masca asta mă ajută mai bine, că vorba aia oricum am un cap de dovleac. Așadar, cu masca pe figură, vă întreb cum a fost ultima bucată văzută. Simpatică, de până spectacole. Când aveam spectacole în săli, cu public, ați văzut ceva mai vechi spectacolul, că se fuma înăuntru. Acum nici afară nu se mai fumează, oricum ne-or tras ăștia în piept. Nu mai contează, suntem cu toții sănătoși. Florin Iordache să fie sănătos, că în octombrie a primit și el o funcție și o leafă pe viață. Am dormit cu o oră în plus. O oră în plus a fost și pentru politicieni. PNL-ul a mai racolat niște traseiști, PSD-ul a mai racolat niște medici, că e mare boală acolo în partid. Toți se pregătesc pentru alegerile din 6 decembrie. În octombrie am mai pus niște murături, am mai făcut niște provizii pe iarnă și ne-am bucurat că ne-am întâlnit de fiecare dată. Acum, în ultima zi de Brumar, ne pregătim pentru Brumar. Aștept predicții de la voi în comentarii. Ce așteptați de la Brumar? Ce așteptați de la noiembrie? Ce să se întâmple în luna asta bun pentru noi? Că de rele am tot auzit, rele am tot trăit, cel puțin și în ultima lună. Vă aștept la mine pe canal de luni până vineri și sâmbătă mai punem ceva special, dacă reușim și dacă avem timp. Mulțumesc frumos de urmărire. Cât a mai rămas din weekend, să fie pe placul inimii voastre. Ca de obicei, vă las în compania unei reclame. Numai reclamă din reclamă. Să trăim și să ne distrăm bine dacă putem. Dacă mergeți la vreo petrecere de Halloween, să fiți cei mai frumoși mascați. Asta vă doresc. Mă duc să duc măștile înapoi la copii, că fac scandal. Ce să faci? Mai împrumutăm din recuzita lor, că și ei ne iau papucii noștri de oameni mari. Asta până când cresc și ne dau cu totul papucii. Sănătate multă, weekend plăcut și tot ce vă doriți. Te-am adus într-acest loc superb pentru un vin pe măsură. Pui, te rog, un pahar? Stai așa. Vinul, draga mea, este o băutură divină și necesită un ritual extraordinar pentru a fi servit la modul său absolut. Paharele de vin alb au gâtul mai îngust, 20 de centimetri, 350 de mililitri și nu ne grăbim. Ținem cont de studii.
pentru a se evita formarea bulelor de aer, vinul se toarnă ușor din sticlă cu paharul înclinat. Pentru a-și dezvolta influențele, parfumurile, derivațiile, vinul are nevoie să respire. Am ajuns la vin. Dar să-ți spun povestea lui. A început cu câteva rânduri de viță de vie, cu struguri copți, Sauvignon Blanc, iarba proaspăt cosită, florile de salcâm. Hei, ce faci? Cu ăsta nu pierd timpul, nici cu vinul. Tot ce un brud, tot foarte bun. Te-am pupat!